Poate vă întrebați de ce un pirat a ajuns să candideze pe listele ecologiștilor la alegerile din 9 decembrie 2012. Pentru a răspunde la întrebare, trebuie să facem puțină istorie. În 2009 avea loc prima întâlnire a piraților, în București, la cafeneaua actorilor. Credeam atunci că în jumătate de an partidul va fi înregistrat și vom putea face schimbarea dorită în politica românească. Ne aflăm acum în 2012, mișcarea încă nu a fost înregistrată oficial, iar lupta noastră cu barierele administrative continuă. În apropierea alegerilor pentru Parlamentul României, Mișcarea Pirată a lansat o platformă, Comunitatea Participă. Intenția ei era de a reuni independenți, organizații neguvernamentale și oameni neimplicați politic, care doresc, ca și noi, să facă schimbarea. Pentru a candida ca independent îți trebuie minim 2000 de semnături. A fost o sarcină imposibilă, o sarcină care nu s-a realizat în timpul alocat. Și totuși, cu puțin timp înainte de alegeri, demersurile noastre au avut un rezultat neașteptat. Partidul Ecologist Român ne-a propus să candidăm împreună cu ei. Am răspuns afirmativ ofertei Partidului Ecologist pentru că este o mișcare ce susține principii sănătoase, nu intră în contradicție cu principiile noastre și ne permite în acest fel să promovăm mesajul piraților. Dorim ca în decembrie 2012 la alegeri să se vorbească despre democrație directă, despre transparență, despre guvern 2.0, despre cultură, despre educație, despre libertatea în mediul digital. Considerăm că numai participând pe lista ecologiștilor putem să îndeplinim această dorință.